Corvinul Hunedoara se întoarce la Severin după mai bine de 3 săptămâni de la jocul din turul 3 al Cupei României. De data aceasta, albalbaștrii vor întâlni pe cei de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu în campionat într-un meci ce va conta pentru etapa a 6-a Ligii Secunde. Confruntarea cu penultima clasată are loc sâmbătă de la ora 11 și va putea fi urmărită exclusiv pe canalul de YouTube al FC Corvinul Hunedoara. I-am mai întâlnit și în cupă. Atunci a fost meciul, a avut istoria lui. Am reușit să înscriem relativ repede. Am făcut un joc bun, dar în campionat 100% lucrurile se vor schimba. Ne așteaptă un meci dificil și ei au nevoie de puncte, la fel ca și noi. Va fi un meci dificil pe care vreau să-l tranșăm. Nu, sunt probleme de lot. Bradu, care a ieșit accidentat și cred că va lipsi ceva, 2-3 săptămâni, dar în rest nu avem probleme. A fost pauza de la meciuri oficiale benefică și pentru că urmează un rind din 3-3 zile pentru noi. Exact. Noi avem de recuperat 3 meciuri și acum, luna aceasta, avem 2 intermediare, pe 18 și pe 25. Ne va fi simplu. Mai sunt și jucătorii noi pe care i-am adus, sperăm să-i facem și să-i avem pentru meci, pentru meciuri, pentru că avem nevoie de jucători. În rest, perioada aceasta efectiv ne-a prins și bine aceste 2 zile de pauză. Am jucat duminică, luni, marți liber, miercuri ne-am văzut după masă, băieții au venit chiar foarte bine, joi, vineri, sâmbătă ne-am antrenat foarte bine, acum luni, marți la fel. Astăzi ne ajută puțin și vremea și sperăm să fim bine. Miercuri 18 septembrie de la ora 17 cu CSC Schellimber, restanță din prima etapă, respectiv sâmbătă 21 septembrie de la ora 11 cu ACS Câmpulung Mușcel.